Fără să ținem de o nouă reculegere, este vorba despre proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare post-mortem al municipiului Constanța a domnului Barbu Dănescu. Avem buletine de vot, aș dori să lăsăm de o nouă reculegere. La eveniment a fost prezentă și soția lui Barbu Dănescu, care a primit de la edilul Radu Mazăre distincția și cheia orașului. Pare rău pentru ce s-a întâmplat. Este însă un gest pe care l-a făcut de mare suflet să-ți riști viața pentru a salva niște copii. Era un mare suflet. Da, doamne. Am să vă înmânez diploma de cetățean de onoare împreună cu mulțumirile mele ale Consiliului Local. Cu lacrimi în ochi, soția lui Barbu Dănescu a mulțumit pentru distincție și a declarat că îi este foarte greu fără soțul său. Și asta pentru că este bolnavă, iar bărbatul era singurul ajutor pe care îl avea. Ce să spun, că nu s-a dus singurul sprijin pe care îl avea, că sunt bolnavă, el avea grijă de mine, el avea grijă de tot, acum am rămas... Animalul e singură. Nu are cine să aibă grijă de mine. Eu sunt pensionată medical, mi-a zis bolnavă. Și am rămas fără singurul meu sprijin. Așa cum este hotărârea de Consiliu și așa cum au beneficiat și alți cetățeni de onoare, o să beneficia și dumneavoastră să găsim de o suprafață de teren care să vă ajute, pe care să vedeți ce o să faceți cu ea în viitor, dar care să vă ajute pe dumneavoastră acum când domnul Barbu Dănescu nu mai este, da? Barbu Dănescu s-a stins din viață la începutul lunii iulie după ce a salvat doi copii de la ANEC. La momentul Revoluției din 1989, acesta era mecanic șef pe o navă. Revoluționarul a fost coordonatorul Consiliului Frontului Salvării Naționale și primul președinte al Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Constanța.